Astăzi este ziua cea mare. Vladimir Putin și Xi Jinping vor sta față în față la Moscova. Este întâlnirea care atrage privirile tuturor liderilor lumii, mai ales că pare că liderul chinez îi oferă în mod evident sprijinul lui Vladimir Putin, conform agendei oficiale. Printre temele de discuție va fi abordat și parteneriatul economic dintre cele două mari puteri ale lumii. Însă marea întrebare este dacă această vizită ar putea schimba parcursul războiului din Ucraina. Xi Jinping efectuează la Moscova prima sa călătorie oficială în străinătate de la investirea sa pentru al treilea mandat la conducerea Chinei. Vizita are, va fi mai mult de o zi, după câte am înțeles eu, și are ca scop să stabilească, să semneze niște documente de cooperare economică între China și Federația Rusă, în contextul în care China vrea să aibă și un... o misiune de bune oficii, în sensul în care să încerce să găsească o cale de rezolvare a conflictului din Ucraina, respectiv agresiunea rusă în Ucraina. Potrivit Kremlinului, Putin îl așteaptă pe Xi la Moscova pentru a semna documente importante menite să aprofundeze relațiile și să consolideze cooperarea economică între Rusia și China. Rusia este supusă unor sancțiuni severe și multiple. Și în asemenea condiții, orice piață de desfacere avea pentru produsele lor, mai ales pentru materiile prime, petrol și gaze, este de binevenită. Dar, încă o dată, China are nevoie de petrolul rusesc doar atâta vreme cât poate să vândă produsele fiinde, cum ar fi plasticul, de exemplu, în Statele Unite. Adică, fără asta, nu le mai interesa să mărească schimburile economice cu China. Deci, una peste alta, China, în momentul de față, are o politică economică față de Federația Rusă favorabilă ei, dar în varianta în care profită la maxim de pe urma nevoii acestei Rusii de a găsi totuși un debușeu prin care să spargă acest embargo pe care tot el a produs în momentul în care a invadat Ucraina. În timp ce Putin susține că vrea să meargă până la capăt în Ucraina, Xi sosește la Moscova cu un așa zis plan de pace care prevede înainte de toate încetarea focului. Nu se pune problema că ar exista vreun parteneriat în care China să intre în război alături de Federația Rusă pentru a învinge Ucraina și respectiv Occidentul. Sigur că da, există animozități și există puncte de vedere comune între China și Rusia în ceea ce privește anumite politici ale Occidentului în general și ale Statelor Unite ale Americii în particular, dar nu trebuie să uităm niciun moment că China, fără piața de desfacere din Statele Unite și fără piața de desfacere din Uniunea Europeană, economia ei ar cădea la mai mult de jumătate fără aceste două piețe, iar piețele astea le pot pierde oricând, în momentul în care Occidentul ar reveni la producție manufacturieră de bunuri de care are nevoie. Și s-a întâlnit personal cu Putin de 39 de ori de când a devenit președinte, cel mai recent în septembrie, în timpul unui summit în Asia Centrală.